Salut prieteni, bine v-am găsit la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să facem o instalare de Windows 10 în limba română. Am pregătit mașina virtuală cu Windows 10. O să pornim și noi. O să avem instalarea în limba română. Aici dăm pe următorul, aici instalare imediată, aici dacă aveți o licență o introduceți, eu nu mai stau să fac acest pas, dau ignorare. Aici acceptăm termenii și condițiile de la Microsoft. Aici dați pe personalizare, adică a doua, nu dați pe on grate, da? Aici practic am ajuns la partiții. Eu o să șterg de tot această partiție, mai aveam un Windows făcut pe el. Și acum o să creez una nouă, nu mai fac alte partiții, mi-ajunge 32 de giga. Mi-a făcut 500 de mega pentru sistem și 31 de giga pentru Windows. Acum nu rămâne decât să dăm pe următorul. După cum vedeți, s-a instalat și este Windows-ul în limba română.
Cam atât cu instalarea Windows-ului 10 în limba română. Eu vă aștept pe viitor și la alte tutoriale. Eu am fost Cristi, la revedere!